Consulul României la SAI cer excelența sa Iulian Nițu, viceprimarul municipiului Drobeta Turnu Severin Liviu Nicolicea și vicepreședintele Federației Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România Virgil Popescu. S-au întâlnit în Serbia, la Kladovo, cu primarul și administratorul orașului Dunărean în vederea organizării Forumului Economic Româno-Sârb, mai exact un pol de dezvoltare intra- și extracomunitară Drobeta Turnu Severin Kladovo.